Foarte mulți știm din Scriptură că bunătățile lui Dumnezeu încă n-au ajuns la capăt, nu s-au sfârșit. Noi nădejduim că în fiecare dimineață se noiesc bunătățile Lui și asta am experimentat până la vârsta aceasta, că Dumnezeu a rămas mereu credincios. Am experimentat lucrul acesta nu doar cu zile, săptămâni, luni, ci și cu ani. Și iată că prin bunătatea lui Dumnezeu, numai prin bunătatea Lui, am pășit și în anul 2021. E adevărat că sperăm și anul acesta în fiecare zi la un Dumnezeu bun. Mă gândesc că și Dumnezeu nădăjduiește în fiecare zi să devenim mai buni, asemenea Domnului Iisus Hristos. Pentru că suntem într-o seară în care obișnuiesc să aduc în fața voastră slujitori ai cuvântului, slujitori ai bisericilor, slujitori ai seminilor, mă bucur în seara aceasta să prezint trei colegi deosebiți. Ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze și prin ei să vă binecuvinteze pe voi. Sebastian, bine ai venit! Mulțumesc, bine v-am găsit! Cristi? Mulțumesc, bine ați venit în Vale! Mulțumesc că m-ați primit cu bucurie! Ioel? Mă bucur pentru invitație, bun găsit, mulțumesc că v-ați invitat și sper să fie o întâlnire frumoasă. Sigur o să fie o întâlnire frumoasă. Eu câștig întotdeauna, alții vom vedea. Să ne gândim că și noi avem un câștig, poate. Păi așa, ar trebui să fie win-win, adică da. Să câștigăm toți și să câștige și ascultătorii care ne primesc cu bucurie în casele lor și în sufletele lor. Să începem cu voi. Cum sunteți? La ce etapă în viață? Ia spune, Sebi, unde ești în viață? Plin de bucurie pentru super. Îndurarea și mila Domnului de a păși într-un an nou, mai ales că cel care a fost vechi a fost, așa cum știm cu toții, cu foarte multe provocări. Bucur... Și sperăm la unul mai bun, așa? Sperăm la unul mai bun și, da, dintr-un punct de vedere, dar în același timp, privind în urmă la toate provocările, bunătatea Domnului a fost aceeași. Dumnezeu a fost prezent? El a fost prezent în fiecare zi și poate că în momente mai grele pentru noi, pentru cei de lângă noi, pentru cei pe care i-am slujit, am putut să gustăm, așa cum spune psalmistul și ne invită să gustăm că bun este Domnul, am putut să gustăm parcă altfel bunătatea Domnului, să o prețuim într-un alt mod, să ne bucurăm că în fiecare dimineață puteam să respirăm, să ne bucurăm că în fiecare dimineață puteam să vedem soarele, să fim înconjurați de cei dragi și, într-adevăr, bunătatea Domnului s-a întins peste tot anul. Super, Cristi, nu ne dorim momente grele. Vin în viață. Sunt și bune? Mi-aduc aminte că la începutul anului trecut, împreună cu biserica pe care o slujesc, rugam pe Dumnezeu să ne dea în anul care a trecut ceea ce nu ne-a dat, cum zice proverbul, să aducă ceasul ce n-a adus. Corect, anul. Multă vreme. Și mă gândeam la lucrurile bune pe care le-ar putea aduce. Așa visăm. Momentul. Și cu toții știm cum a fost anul trecut. Deci nu, sper că tăiem asta an... din emisiune, nu cumva să zică lumea că pentru rugăciunea voastră am trăit ce am trăit în 2020. Nu știu. Prefer să răspund nu știu, dar știu că Dumnezeu a fost aproape, El este întotdeauna aproape. Cum spunea și colegul meu Sebastian, am văzut o altă fațetă a bunătății lui Dumnezeu, pentru că ne-am obișnuit cu un Dumnezeu bun în termenii noștri. Dumnezeu și-a arătat bunătatea într-un alt mod. Și nu știu dacă a fost win-win, cum spuneți dumneavoastră, un câștig pentru amândoi. Cu siguranță Dumnezeu întotdeauna câștigă. El este câștigătorul final. Dar rog pe Dumnezeu să ne ajute în anul în care am pășit, să fi învățat ceva din experiențele anului trecut și să fie un an mai câștigător, dacă pot să spun așa, decât Amin. Celălalt. Știi ce mi-a rămas în minte? Chiar la începutul pandemiei, când am intrat noi pe Zoom să facem emisiuni, am fost cu o bisericuță mai mică și după ce am avut un mesaj, am avut mesajul mai scurt, am început să iau eu la întrebări. Ce frământări au, ce îngrijorări au și i-am luat și pe tineri, că vedeam imaginea. Și la un moment dat am întrebat-o pe o fată ce o frământă. Și ea a stat, s-a gândit, la care a sărit mama repede, știi că părinții, știți, ea e emotivă, nu știe ce să spună, am spus, stați-o un pic, fata chiar gândea. Și mi-a spus o chestie care m-a marcat, era chiar la început, și ce mă frământă, ce îngrijorare am, că nu o să se schimbe nimic
în chestia asta. Că o să rămânem la fel, o să treacă și o să fiu așa o chestie, o să... M-am tot gândit la chestia asta. S-a schimbat ceva în 20 sau nu s-a schimbat? În viața oamenilor. Cred că da, unele. Unele poate nu. Problema e că schimbarea s-ar putea să fie doar pentru o scurtă bucată de timp și în cazul în care apar condițiile inițiale, să spunem, lucrurile să revină la stilul inițial. Sigur, ne dorim să revenim într-un fel la viața de dinainte, în sensul să nu fie atâta temere legat de virus, să nu avem poate atâtea griji, dar cred că unele lucruri, sigur, ar trebui schimbate. Iar o alergare nebună pentru toate cele materiale, uităm de suflet, uităm de Dumnezeu. Păi tocmai aici ar trebui să fie schimbarea. Tocmai aici ar trebui să fie schimbarea și cred că perioada asta prin care am trecut anul trecut ar trebui să ne dea de gândit. Fiind la început de an, chiar suntem ca un școlar care începe un nou caiet. Acum nu mai e poate la modată de când se face școala online, dar de fiecare dată mi-amintesc când începeam un nou caiet, îmi propuneam să îl am ordonat, să arate mai ce bine trebuie în el. Exact, exact. Ți-a ieșit întotdeauna? Da, ieșit, dar cred că e important să măcar ne propunem lucrul acesta și cred că și perioada prin care am trecut, ea e o provocare, zic eu, lăsată de Dumnezeu, o încercare, să spunem, sau o provocare lăsată de Dumnezeu nouă și e foarte important cum ne jucăm rolul, că e o scenă a istoriei în care fiecare trebuie să ne jucăm un anume rol, să ne înțelegem menirea, să ne jucăm rolul. De fiecare dată poate mi-a plăcut să mă uit la filme cu ce s-a întâmplat în trecut, la alte generații, când au avut probleme, războaie sau alte probleme de altă natură. Îmi plac filmele istorice. Noi trăim și noi, generația noastră... O fi la istorie. O fi la istoriei. Și de felul în care ne jucăm, să spun așa, rolul, probabil depinde și ce va fi în continuare. Cum vom avea viața în continuare și după ce va trece această perioadă a pandemiei. Sebastian, ai în fața ta niște tineri sau niște familiști oarecum îngrijorați la început de an? Există speranță pentru 2021? Da. Înainte de a răspunde la întrebare, poate să duc puțin mai departe ideea pe care a dezvoltat-o puțin colegul nostru. Mă gândeam și eu la ce schimbări ar trebui să aducă experiența prin care am trecut, ca și omenire, să spun, în anul trecut. Am observat că noi oamenii uităm cam repede și vis-a-vis de bunătatea lui Dumnezeu, de multe ori uităm când Domnul este bun. Uităm câteodată și momentele de necaz prin care am trecut atunci când ajungem să avem o soluție. Bun, și nu e ceva nou. De ce crezi că spunea psalmistul să nu uiți niciuna din bunătății lui Dumnezeu? Da. Că le uiți, dacă nu ești atent. Da, și expresia care apare des în Scriptură este adu-ți aminte, adu-ți aminte, adu-ți aminte. Cred că vom fi câștigați în anul 2021 dacă ne vom aduce aminte de modul în care Dumnezeu a fost cu noi și pe parcursul anului 2020, dar teama mea e aceea că omenirea, în loc să se întoarcă mai mult cu fața spre Dumnezeu, cel care a îngăduit, dar cel care la urma urmei a dus și soluția adevărat prin oameni, probabil mulți se vor întoarce cu fața către oameni, către știință, către medicină. Avem un vaccin, sperăm să fie stăpânită și controlată pandemia și să uităm foarte repede de Dumnezeu, să ne ridicăm iarăși pe noi oamenii în slavă, ca și cum am găsit rezolvare la o problemă atât de mare. Ar fi trist dacă ar fi așa, pentru că noi știm din istorie că Dumnezeu e dispus să predea lecția de mai multe ori. Știi cum spune în Vechiul Testament? V-am trimis, nu v-ați întors la mine, mai predăm o dată, v-am trimis și alaltă. Ar fi trist să avem mai multe lecții și să nu învățăm niciuna. Da, și în cele din urmă, n-am răspuns încă la întrebare, și în cele din urmă cred că după ce Dumnezeu ne predă ultima lecție, de fapt asta spune și Scriptura, adică lecțiile astea
ne arată bunătatea lui Dumnezeu, dar și îndelunga lui răbdare. Corect. E o îndelungă răbdare, dar nu este o răbdare veșnică, așa cum probabil unii cred, că la nesfârșit ne putem juca cu Dumnezeu, cu relația. Ar trebui să profităm de răbdarea lui, dar să nu profităm așa de răbdarea lui. Nu spune atât de frumos Pavel, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Da. Cred că există speranță pentru 2021 și în ce privește, spuneați, familii și familii tinere. Noi ca familie am trecut de etapa asta și am încercat să înțelegem pe cei care au, de exemplu, copii la școli și școala s-a desfășurat cu multă dificultate și lucrurile au trebuit reașezate. Cred că, într-un fel, speranța e legată de pocăința noastră, care trebuie să fie motivată de bunătatea lui Dumnezeu. Nu știu de ce, dar încă o dată e atât de frumoasă Scriptura. Noi așteptăm să ne apropiem de Dumnezeu după ce simțim nuiaua Lui. Și asta cumva ne îndeamnă la pocăință, să strigăm. Am văzut pe parcursul anului trecut oameni care poate înainte nu s-au prea gândit la Dumnezeu, dar de teama asta de a nu se îmbolnăvi, de a nu ajunge la terapie intensivă, au început să strige către Dumnezeu. Asta e bun, la urmă ormi. Acum, e adevărat, e adevărat. Noi am vrea copiii să ne asculte din iubire, dar dacă la o anumită vârstă și maturitate ne ascultă și pentru că avem un pic de autoritate, tot e bine numai să ne asculte. Hai că-ți iau microfonul, că uite, Cristi nu mai poate. Cristi, spune-mi... Ai încuraja în anul acesta tinerii să se mai căsătorească? Mă gândeam că e tot în ideea speranței, că știi? După 30 de ani la fostul regim, când ne-am plâns că a fost greu, că nu mai puteam, că vai de mine, că eram limitați, eram distanțați, eram în tot felul, eram pârâți. Acum au venit... Păi bine, eram, nu, unele... Eram, da, cu adevărat, cu adevărat, cred, așa a fost. Dar, totuși, biserica a supraviețuit, a mers înainte, oamenii s-au căsătorit și atunci, eram și eu mult mai tânăr, cam pe atunci m-am căsătorit și eu, și nu văd de ce oamenii n-ar avea credere și speranță în Dumnezeu. Soluția este întotdeauna la Dumnezeu, o găsim în Scriptură, cu toate că împărtășesc îngrijorarea, cred că, a majorității liderilor, că lucrurile nu par să meargă unde ne-am fi dorit să meargă. Asta ne dă mai mult de lucru, ne pune în postura de a fi mai activ pe teren. Până la urmă, Biblia este o carte care, cum spuneau cei mai pregătiți decât noi, devine vie atunci când o deschizi. Marele Schleiermacher asta spunea, că Biblia, atâta timp cât o ții pe raft, ea este o simplă carte. În momentul în care o deschizi, citești, Dumnezeu lucrează, Duhul lui Dumnezeu începe să te reformeze, să se transforme, să te renască, de fapt, și atunci lucrurile nu pot merge decât înspre mai bine. Dar asta înseamnă oamenii să fie mai implicați în post, mai implicați în rugăciune, mai implicați în părtășie, să-și dorească mai mult să fie... nu distanțați. Sau chiar dacă sunt distanți sau suntem distanțați și vom fi poate și în anul acesta tot așa. Bine, dar eu aș accentua mai mult distanțarea fizică. Nu fizică, mă refer doar la cea fizică. Socială, aia, cred că aici aia spirituală trebuie să fie mai puternică. Cu atât mai mult, mai puternic. Să fim departe și totuși aproape. Am avut nunți, scuze, să închei cu asta. Am avut nunți și în pandemie. E adevărat că au fost mai... În condiții de pandemie, dar puțini oameni. Bucuria a fost mare. Oamenii au zis, a ieșit bine. Acum noi știm cum au fost nunțile înainte. Dar mai asta, multă bătaie de pentru asta n-aș descuraja pe nimeni. Din potrivă, da. Mie mi se pare că au fost exact cum ar fi trebuit să fie. Familia, mirii, și Dumnezeu. În urmă, Dumnezeu. Asta exact. E important. Cel mai important să fie acolo. Eu le spuneam la tot. Poți să trimite cadourile fără să vină. E mai simplu. Nu cheltuiești motorinele, bași direct în cont virusul. Lista e mai scurtă acum la cadouri. Nu-i problemă. Cristi mi-a ridicat o întrebare și de ce să o pun lui când poți să o pun ție. Zicea el atunci că bisericile și în timpul greu au fost biserici. Întrebarea, le-a ajutat sistemul sau le-a ajutat viața interioară a bisericii? Și dacă în anul trecut am văzut unele frământări vis-a-vis de implicarea bisericii și direcția bisericii,
A fost în primul rând de vină pandemia sau a ținut mai mult de biserică? Cred că ține mai mult de partea interioară. Contează foarte mult în interiorul sistemului cum merg lucrurile și problemele în general într-un sistem apar din interior. Aș compara nu viața doar a bisericii, ci viața de familie, că m-a răspuns și la întrebarea care... Da, super! Colegului Cristi. A fost o perioadă în care cel puțin bunicii și cunoscuți din generația bunicilor povesteau despre felul în care s-au căsătorit în niște condiții foarte dificile, de sărăcie, anii poate 1920-1930. Nu prea mergeau viral pe internet chestiile alea. Nu. Dar ce este interesant, că chiar acele condiții dificile de sărăcie au făcut ca unitatea familiei să fie foarte bună. Și au fost familii care 50-60, poate chiar încolo către 70 de ani de... Păi s-au întemeiat pe alte principii, da, nu... Exact. Au fost ei la bază, exact. Nu altceva. Ori sunt surprins să aud de familii cu situație materială extraordinar de bună, că s-a căsătorit cineva extraordinar de bogat cu cineva iar foarte bogat și care au tot ce le trebuie pentru viață și după 5-6 luni, un an de zile, nu mai sunt împreună că ceva îi nemulțumește. Păi mai ales dacă au o casă cu foarte multe dormitoare, eu cred că nu se găsesc unul pe altul, e unul din motive. Dacă nu ai dormitorul 1-4, unde te întâlnești cu nevastă? Relațiile dintre oameni, dintre prieteni, cunosc chiar care își depănau amintiri de prin primul război mondial, al doilea război mondial și faptul că au fost împreună în tranșee, că au trăit condiții grele împreună, i-a legat, i-a apropiat unul de altul încât s-au căutat până la adânci bătrâneți sau chiar au fost marcați de momentele petrecute acolo și le-am auzit copil fiind aceste relatări, aceste povești și am rămas impresionat cât de mult se poate lega o prietenie în condiții dificile. De fapt, atunci se leagă, atunci se fundamentează relația pe ceva ce dăinuie, nu pe aspecte materiale. Mă tem că am intrat în două greșeli pe care nu ne-am propus, am zis că le evităm. Unu, vorbim ca bătrânii, deja vorbim de trecut și noi nu suntem bătrâni, deci nu, cumva, asta a fost o chestie, ca să ne dăm și noi așa mai înțelepți, nu că am fi bătrâni. Și doi, dacă am ajuns aici în față predicatori și slujitori, o să începem să facem teologie și, de fapt, în emisiunile acestea, eu vreau un pic să evit partea mai seacă a teologiei și să-i cunoaștem pe slujitori ca oameni. Așa că, gata, am terminat cu toate astea. Spuneți ceva despre voi ca oameni. Familia în care ați crescut. Vă amintiți vreun lucru frumos, un lucru mai puțin plăcut, da? Aveți grijă cum îl spuneți. Poate ce-ar fi curios, dar toate astea o să le spuneți scurt, sigur. Ce-ar fi curios dacă am văzut ceva în familie, am zis că nu voi lua niciodată în casa mea și m-am trezit cu el în casă, sau dacă mi-am propus un lucru bun să-l iau din familia părinților și să-l aduc în familia mea. Uite câteva dat. Sebi, ceva, în ce familie ai crescut? O familie simplă, o familie de oameni credincioși. Tata era muncitor la combinatul siderurgic în Hunedoara. M-am născut în Peștișumare, o localitate între Hunedoara și Deva. Mama casnică. Când eram copilaș, suntem trei frați, trei băieți. Mama era pe calea Domnului și mergea la biserică, tata încă nu. Și fiind o biserică mai mică de țară, se obișnuia ca în fiecare lună o altă familie să facă curățenie, să îngrijească de casa Domnului. Mi-amintesc că mă lua împreună cu mine și duminică, eram destul de mic și de obicei adormeam atunci când era o slujbă și închinare. Hai să doarme bine la biserică și în zilele. Foarte bine. Mă luam împreună cu mine și atunci când făcea curățenie și cumva de mic copil în inima mea așa a început să locuiască un sentiment al prezenței lui Dumnezeu în locul acela și o dorință de a fi cât mai mult în casa Domnului. Au fost, să spun așa, primii fiori legați de dragostea pentru Dumnezeu, pentru casa Domnului, pentru
pentru lucrare și sunt mulțumitor Domnului pentru super, o să ăsta. Vreau să revin la tine să-mi spui după somnul din biserică și lucruri din biserică ce te-a făcut la un moment dat să te gândești tu la o relație personală cu Dumnezeu, Cristi, okay, familia. M-am dus la Lupeni, așa că sunt din zonă. Părinții au venit de la Bistrița, mai am două surori, eram cel mai mic, așa că dacă am fost cel mai mic, am fost cel mai protejat. Da, depinde de familie. Depinde de familie. Familia noastră, da. Așa a fost. Mama și fetele m-au protejat. Tata a fost un tip mai dur, așa, mai dintr-o bucată. Spun, a fost. Omul muntelui. Nu mai este. De mulți ani. Din păcate, am trăit într-o familie împărțită, în sensul de mers la biserică. Mergeam cu mama la biserică, știam și eu somnul, știam plasa de rafie, știam mai multe lucruri care, de care aveam parte când eram... Plasa de rafie. Plasa de rafie era... nu știu de plasa de rafie. Păi nu știu, asta e. Plasa de rafie era înlocuitorul curelei sau a nuielușei. Era plasa de rafie, era acolo așa. Nu mai era cum era plasa de rafie mare, era deja... Da, rămăsese, da, doar, rămăsese doar așa numai niște șiruiri. Dar funcționa. Funcționa. Și mi-aduc aminte, ca să spun o întâmplare, nu știu dacă e, cred că e fericită. Într-o zi, mama mergea la, era la biserică și eu n-am mers. Și eram mic, dar mi s-a spus întâmplarea, nu mai mi-aduc aminte de ea. Dar știu că mi-a făcut bine, cred că mi-a făcut bine. A venit tata acasă și m-a găsit acasă. Tata știa foarte bine programul de la biserică, așa, chiar dacă nu mergea, cred că așa în spatele mintea lui... urmărea lucrurile astea și își dorea foarte mult să se reîntoarcă, dar până când a dat Dumnezeu să găsească momentul acela, a trăit departe. M-a găsit acasă și m-a întrebat unde e mama ta? Și i-am zis, la biserică. Și tu? Nu pot să spun ce am trăit atunci, pentru că nu mi-aduc aminte, dar cu siguranță, de-a lungul anilor, am înțeles că familia trebuie să fie împreună și chiar dacă nu ești în locul cel mai plăcut, asta și vis-a-vis de cei care sunt plecați, dacă cineva a plecat din prietenii mei, îi rog să fie împreună cu familia, pentru că e important să fii cu familia. Nu, dar... mă gândeam dacă ți-ar fi dat atunci prin cap să-i spui lui taică, păi eu te aștept pe tine să mergi împreună. Știu, dar cine știe ce ar fi apelat la... Bun, acum. Cred că nu mai era rafia. Am să vă spun și ce a continuat, pentru că el mi-a spus, nu vreau să fii unde sunt eu. Corect. Și atunci a punctat adevărul, de fapt. Corect. O să mă întorc la începutul relației tale personale cu Dumnezeu, familia. M-am născut, sigur, tot într-o familie creștină. Mergeau și părinții, ambii, la biserică și surorile mele. Sunt cel mai mic dintr-o familie cu 4 copii. Am 3 surori mai mari. A, tot privilegiat. Tot. Nu. Nu? Asta e. Mă gândeam la multe lucruri poate bune despre familie și încercam să văd ce ar fi care nu mi-a plăcut. Și printre lucrurile bune aș putea spune că mi-a plăcut la ai mei faptul că citeau, studiau. Nu reușesc poate în aceeași măsură să citesc cum citeau ei. Dar nu găseam niciun lucru care să fie mai negativ, neplăcut. Dar în timp ce vorbea... Ți-ai adus aminte de surori? Mi-am adus aminte că la mine a fost invers problema. Dacă era vreo trăsnaie pe care o făceam, mai degrabă ele erau cele care mă luau la întrebări. Cu părinții scăpam mai ușor. Preferam să... Ce grijulii erau! Uite ce om au scos din tine! Da, trebuie să le mulțumești. Corect. Da. Da, acum așa e, privind în urmă, ar trebui să fiu mulțumitor, dar la vremea aceea am regretat că eram cel mai mic și mă simțeam întotdeauna foarte controlat, s-au pus pe cale și în ale școlii, ele știau ce trebuie făcut. Sigur, era un an mai mare și poate carnetul de note îl mai verificau, mă întrebau, ai făcut acolo, ai făcut acolo, n-ai făcut... Și de fiecare dată regretam lucrul acesta că sunt cel mai mic și că nu pot fi eu în locul în lor. În postura, da. Dar una peste alta, sigur, lucrurile au mers într-o direcție bună. Și acum pot să privesc cu plăcere în urmă. Părinți credincioși? Da. Părinți credincioși. Da. Bun, Sebi.
Când ai început tu să te gândești la relația ta personală? Când m-am trezit. Când te-ai trezit. Să-mi îngăduit să fiu un pic predicator și homiletic și în trei puncte, dar practic. Bun, hai să vedem, facem două puncte. Da. Cred că primul lucru care m-a ajutat a fost, au fost părinții, familia. Faptul că m-au dus la biserică. De asta îi încurajez pe toți, chiar dacă am văzut că trăim niște vremuri interesante și din punctul ăsta de vedere. N-am venit la biserică la ora 6, atunci trebuie să dau lapte copilului, și așa mai departe, știm cu toții. Copilului de 12 ani, am înțeles. Da, așa că i-am provocat, i-am îndemnat, îi îndemn pe toate căile, pe părinți încă din frage de pruncie să vină cu pruncii la biserică. N-ar trebui să pierdem obiceiul ăsta care e atât de bun. Asta e primul punct. Al doilea punct, m-a ajutat să-L cunosc pe Dumnezeu implicarea în biserică. Faptul că în acea bisericuță frații simpli în vârstă au știut cum să ne împingă de la spate și să ne implice în slujire. Faptul că de pe la 11 ani mi-au pus o trompetă în mână și am început să cânt la fanfară și ne-am implicat și ne-am bucurat și am repetat și am jucat fotbal în curtea bisericii și mai o înmormântare și mai o vizită și mai o misiune. Mai un geam spart și mai o predică pe care o ascultai și Domnul vorbea. Și lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult și cred că iarăși un aspect important legat de viața familiei și de marea provocare a generației care trebuie să ducă mai departe lucrarea lui Dumnezeu, implicarea în lucrare. Și al treilea lucru, încerc să o fac scurtă, deși aici ar fi multe de spus, este modul în care un om special, un om al lui Dumnezeu a investit în mine. Și iarăși îl consider un aspect extrem de important, mai ales pentru noi care suntem slujitori, de a ne găsi timpul și oamenii potriviți în care să putem să investim. Foarte scurt, poate în 2-3 minute. Era un om olog în biserica noastră, așa s-a născut, Jiguța, îi spuneam cu toții, dar un om special al lui Dumnezeu. Omul ăsta m-a tot invitat să îl vizitez. Avea o căsuță foarte simplă, pe jos era pământ, avea o canapea unde stătea între perne, deja nu mai putea să-și folosească nici mâinile, avea două scaune, avea o masă, pe masă avea un suport metalic, iar pe suport era Biblia, întotdeauna deschisă. Lângă Biblie era o cutiuță cu multe cartonașe cu versete din Scriptură. Câți ani aveai atunci? Eram adolescent. În jur de că le ții minte... 13-14 ani. Biblia lui era îngălbenită în partea de jos, pentru că nu mai putea să miște paginile cu degetele, ci așa l-a făcut Dumnezeu în înțelepciunea lui cu nas mare. Și se apleca și cu nasul dădea filă după filă și cunoștea, așa cum probabil puțin din biserică sau puțin păstori cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu. M-a chemat des la el, ne rugam împreună, spunea fiecăruia care venea în casa lui, acum servește o prăjitură, era un om, n-am văzut credincios mai fericit, mai împlinit, mai bucuros decât el, decât Jiguța. Spunea, ia o prăjitură, luai un verset, citeai din Biblie, începeai să-l comentezi împreună cu el, a fost primul loc, des l-am vizitat și am avut clipe de cer, pot să spun acolo, care mi-a spus, tu trebuie să mergi la seminar. Într-o vreme în care nu mă gândeam la așa ceva, dar peste ani de zile mi-am adus aminte de el și probabil că și rugăciunile lui au contat mult. E un om care m-a ajutat enorm în relația cu Dumnezeu, întoarcerea la Dumnezeu și dragostea pentru Scripturi. Un om care avea toate motivele să fie nemulțumit. Așa e. Din punctul de vedere a unora, un om care putea fi supărat pe Dumnezeu la maxim și să pună toată viața întrebări și să fie un butoi de răzvrătire. A fost un om care a lucrat la transformarea vieților. Întotdeauna cu un zâmbet larg și plin de bucurie. Nu l-am văzut niciodată altfel. Super. Cristi? Da, impresionant. Cred că să mă pocăiesc m-a ajutat cel mai mult tata. Când vezi o familie și trăiești în ea, ce mai ușor să alegi când ai
și o parte și cealaltă. Automat și mama, pe care o găseam de multe ori dimineața când înainte de a merge la serviciu, rugându-se pe genunchi, era bătătorit locul acela. Stăteam la casă, aveam lemn pe jos, până am nemutat la bloc și avea beton. Dar m-am botezat la 14 ani. Cu siguranță n-am știut toate implicațiile, dar eram foarte mulți tineri în perioada aceea și la o predică ne-am botezat așa, în grup, cum ar fi. Acum aș ști toate implicațiile? Nu. Bun, nu am vrut să mă țin. Și mă bucur că am făcut atunci botezul și încurajez și pe cei care cred că așteaptă ecuația perfectă sau soluția și cred că mai pot amâna puțin, să nu mai amâne. E anul nou, cred că poate să fie un bun început, poate și... Păi acum, botez. La început de an, ne aducem aminte de botezul exact. Domnului Iisus Hristos. Da, și e un moment potrivit ca să faci pasul acela, chiar dacă nu ești total încredințat că... Te ești pregătit. Ești gata, da. Ești pregătit. Apoi am avut un grup. Grupul de la biserică m-a ajutat pe mine să cresc foarte mult. Am avut un cor în care am cântat de mic sau de fraged și a fost o perioadă bună. Înveți multe lucruri. Iarăși vorbim de implicare. Dacă nu te implici, cred că n-ai nicio șansă să fii un bun creștin. Teama mea este că anul trecut a fost un an care a făcut ravagii, dacă pot să spun un cuvânt frumos, în rândul implicării sau în rândurile celor implicați. Nu știu de ce. Poate că începem să trăim versetul acela, cine e sfânt să se sfințească, cine a făcut să facă mai să departe. Știi, am vrut să evit o chestie și acum, ca să nu vă întreb, o să vă spun o părere personală, poate așa gândesc și alții. Eu cred că pandemia n-a schimbat atât de mult cât a scos la suprafață niște adevăruri. Și uite de ce vreau, deși exact cuvântul ăla, ravage, îmi venea în minte, zic, sper că nu-l zice ăsta, că sună urât. Mă iertat. Dar, nu, e bine că l-ai zis, dar vreau să spun altceva. Deși vorbim de excepții, sper să fie cât mai multe, îmi scrie, nu vreau să dau detalii, îmi scrie cineva care lucrează pe ambulanță și îmi spune cât a vestit Evanghelia în perioada aceasta. Îmi spune câte Biblii a dat și din toată, nu vreau, deci din sute de oameni care au trecut pe acolo prin mâna ei, cred că unul singur era atât de dezamăgit că a spus, nu vreau să aud de Dumnezeu, nu vreau să te rogi cu mine. Acum, așa, sper că se uită numai cine trebuie la emisiunea asta, zice, am și un mare avantaj că până la urmă nu mă poate comenta nimeni că sunt mascată cu totul. Dar ei, cum să spun, ei sunt la mâna ei acolo. Adică omul vine disperat, este luat de ambulanță, de nu știu ce. Și spune, nu ratez ocazia. Dacă Dumnezeu zice, poate unii oameni vor pleca din viață și unii pleacă. Eu trebuie să-i spun ceva despre bunătatea lui Dumnezeu, să-mi creadă în el. Deci uite oameni care, dacă au avut asta în inimă, a zis, acum e momentul să lucrezi. Da. Dar pe partea cealaltă, cum ai zis tu, poate fanfară, coruri, grupuri, cutare, poate fi un dezastru dacă nu s-a organizat bine. Interesant, anul trecut și eu și noi ca biserică am încercat să accentuăm, să spun așa, o dimensiune importantă a bisericii pe care poate că pandemia asta ne-a ajutat să o vedem mai clar. Și anume, s-o redescoperim. Da, da. Și anume mărturia personală, mărturia de la om la om. Dacă n-a fost posibil să avem serbări, să avem programe, să avem întâlniri, să avem conferințe, să avem seminarii în care să vină mulți oameni, oricare dintre noi, cu restricții, am avut posibilitatea, cum spuneați... Ducem noi cuvântul exact, aici. Să ducem cuvântul lui Dumnezeu. Și asta e o provocare pe care ar trebui să o ducem mai departe. Și când rămâne pentru anul se mai liniștesc. Dar poate că pandemia ne-a ajutat să vedem mai clar nevoia asta. Eu am obișnuit să spun, să voi obișnui, odată cuvântul creativitate, Evanghelia nu poți schimba, dar o poți prezenta creativ în noi circunstanțe. Și apoi, eu nu cred că trebuie să facem eforturi în plus. Ziceam la unii, în timp ce distribuie,
toate sarmalele și mămăliga și crnații. Ar putea distribui și ceva de încurajare. În timp ce se plâng de toate bolile și cum a mai apărut o rădăcine și a mai apărut o cutare, să spună, păi, Hristos e viu, Dumnezeu ne iubește, e pe tron, adică chiar putem duce zine unde ai rămas. Hotărârea pentru Dumnezeu. A fost luată în perioada când eram în liceu și a zis ce a fost luată mai întâi pe niște analize pe care le-am făcut. Mulți poate vin și zic, a, e ușor pentru tine pentru că tu te-ai născut într-o familie creștină. Dar nu trebuie neglijat faptul că în perioada aceea și în școală era o altă doctrină. O altă învățătură, o altă doctrină. Și am fost în cumpănă. Dacă e bine să aleg a crede sau a merge în direcția asta sau ar trebui să schimb direcția. Sigur, n-a fost o forțare din partea părinților să aleg calea aceasta. Am înțeles din mesajele care erau în biserică că fiecare în propria voință hotărăște, nu din voia altuia, ci relația cu Dumnezeu e personală, sigur. Și prima dată, la primul nivel, să spun, gândul care l-am avut în minte a fost acela, dacă există totuși ceva dincolo, că era cumpăna aceasta, se merită sau nu se merită? E o poveste sau nu e o poveste? Dacă totuși există ceva dincolo, n-ar fi rațional să ai lucrurile pregătite. Exact cum ne facem la mașina asigurare. Nu facem ca să mergem să avem un accident, dar dacă se întâmplă cumva să fie un accident, e bine să ai asigurarea pregătită. În gândirea asta, prima dată am zis, măi, nu e rău, nu pierzi nimic. Ce pierzi până la urmă? Sau poate ai unele dezavantaje, dar ai, în schimb, unui cost foarte mic, câștigi mult enorm. Enorm, exact. Sigur, lucrurile au continuat prin studiu, analiză, cercetare. Am citit cărți și de o parte și de alta, care mi-au ajuns în mână. Cred că una din cărțile care a avut greutate destul de mare, nu doar singura, dar mai multe, a fost Originea omului, destinul omului. Dacă vă mai amintiți cartea aceea, era o carte, zic eu, bună, scrisă de niște oameni cunoscători și în domeniul științei. Și încet, încet am ajuns să constat că, de fapt, așa cum sunt niște legi materiale în universul acesta, legi fizice, gravitației și celelalte, noi le zicem legea întâia lui Newton, de fapt, sunt legile lui Dumnezeu. Newton descoperite de... Exact, exact. Pe care nu le putem schimba, dar putem să ne aranjăm viața în așa fel încât să ne fie bine. Exact așa sunt legile spirituale ale lui Dumnezeu. Și atunci am gândit că e bine să țin seama de aceste legi, de legiuitor și, sigur, am luat decizia să trăiesc o viață conform acestui cadru în care suntem creați și în care Dumnezeu ne-a lăsat. Să ne Ai regretat decizia? Nu. Nu, super. Nu. Dacă tot ați zis că ar fi bine tinerii să se căsătorească și în 20-21... Aici iară mă risc mult, dar trebuie să vă dau voie să-mi ziceți un pic cum v-ați însurat. Adică știu că v-ați însurat bine, dar cum ați reușit să vă însurați bine? Ia să vedem varianta scurtă, pe care 99%, nu vreau să fiu răutăcios, dar așa sunt eu, o să o comenteze nevestele voastre că n-ați spus exact ce trebuie. Dar data viitoare, când o să fiți voi în studio, auzim varianta feminină. Acum auzim varianta masculină. Sebi, căsătoria. Da. Un lucru interesant e faptul că și eu și mama soacră, mama soției, suntem din aceeași localitate. Și au fost foarte multe vacanțe pe care soția mea le-a petrecut la rude în sat, mama soacră venind dintr-o biserică penticostală, dar nu ne-am întâlnit niciodată. Ne-am întâlnit în schimb atunci când cu mai mulți tineri mergeam în misiune și am ajuns și în Livadia și acolo am cunoscut-o pe cea care mi-a devenit soție în timp ce eram în misiune, ne-am întâlnit cu tinerii, am început să discutăm unii cu alții. Sigur că nu a fost ceva întâmplător, nu a fost ceva ce s-a întâmplat, să spun așa, pur și simplu, adică vreau să spun că a existat
și din partea mea și din partea soției, un timp de rugăciune, un timp de post, un timp în care am căutat călăuzirea lui Dumnezeu și pot să spun, privind în urmă, că Dumnezeu mi-a făcut cel mai frumos dar, după darul mântuirii, prin soția cu care m-a binecuvântat. Așa ar spune și Carmen, dacă ar fi aici, dar n-are ocazia să spune acasă. Cristi, cu câți ani în urmă? Cu câți ani în urmă a fost asta? Cu 25 de ani în urmă. Frumos. Cristi, cu câți ani în urmă la tine? Stai să socotești. Stai că spun eu cum... Nu spune cu cât, spune anul în care te-ai căsătorit, da, și fiecare cât iese. E simplu că e din 95. Deci da, deci 95 mă... fiecare cât iese nu contează, da, cu matematica lui. Deci 24. Am o soție extraordinară, două fete superbe. Pentru soția mea, casa și copiii sunt ca ochii din cap. Deci nevasta te-a salvat și pe tine. Corect, m-am prins. Aveam, mai știu, câțiva, aveam câțiva ani mai mulți, ea avea, ziceam eu 18, dar de fapt ea avea 15, pentru că prietenii așa au făcut să mă cheme la onomastică, să-mi spună, o vedeam pe la biserică, dar, na, o vedeai. Erau multe, era mai mulți și... Am reținut că erați mulți atunci. Eram mulțumit la Dumnezeu pentru vremurile alea și mulțumesc că am beneficiat de el. Niște prieteni m-au luat la ziua ei. Zice, hai că are 18 ani. Și m-au pus să mă rog. Și am zis, nu, zi tu rugăciunea de așa. Și eu am zis, mulțumesc că au ajuns la majorat și așa, așa. Vă dați seama că toată lumea a râs și așa. Deci șmecherașii erau tot timpul. Șmecherașii au fost tot timpul. Și așa a fost prima întâlnire. După care ne-am tot întâlnit. A trebuit să aștepți un pic până la 18 ani. M-a așteptat. Da. Până la 20. A meritat? Toți banii. Bun. Super. 29 de ani, dacă bine ați făcut. Da, că ai văzut timp să s-o făcut. 91 s-a întâmplat. Sigur, am avut posibilitatea să discut cu mai multe tinere în perioada aceea, dar până la urmă lucrurile au mers în direcția asta. Bine, așa soția știe că doar a discutat de la distanță, scrisor, da? Da. Recunoaște public acum, nu? Da, așa a fost... Sofia, așa au mers lucrurile, în direcția asta. Considera că bun, cea cu mai ce te-a, variantă... cu ce te-a captat? Hai, acum spune că... Nu aș zice că m-a captat cu ceva. Anume, ci cu pachetul între ei. Nu, n-aș putea da un răspuns din acesta, să zic că m-a captat. Să știi că pe asta o plătești. Hai, de bine, asta o plătești. Zice, cum n-ai putut? Eu i-aș spune, te putem ajuta? Vrei să șoptim? Nu, a fost, eu zic, păi, eu decizie. Frumoasă a fost frumoasă, da, nu? Da, dar nu pot să spun că celelalte nu au fost frumoase. Sau, nu am cinstit, da. Unde a fost anumea, asta a fost să fie. Exact. Dacă astăzi ar trebui să te cununi, cu cine te cununi? Bă, cred că tot pe aceeași linie aș merge, nu cred că ar fi altă soluție mai bună. Bun. Copii? Da, am un fecior și o fată. Fecior și fată, Domnul să-i binecuvinteze. Bănuiesc că-s mărișor și voi, Sebi, că n-ai zis? Doi băieți și noi. Bun, iarăși sunt în situația aceea în care noi abia am început emisiunea și trebuie să o încheiem, așa ne spune ceasul, dar aș vrea foarte scurt să aveți în mintea voastră, nu știu, vârstnici, familii, tineri, copii, slujitori, colegi, alegeți ce categorie vreți și spuneți un gând, poate un gând de încurajare pentru anul 2021. Asta mi se întâmplă mie. Eu cum vizitez multe biserici, toți mă primesc cu bucurie și spun așa, să spuneți ce vă pune Domnul pe inimă, dar să fie pentru noi încurajare. Da, gândul meu de încurajare e legat și de sărbătoarea botezului Domnului Iisus în zilele acestea. Eu n-am spus vis-a-vis de mine, dar nu m-am botezat repede și ușor. La vârsta de 21 de ani, când am înțeles că Hristos este singura soluție și mi-am pus credința în El și de asemenea am conștientizat foarte bine că sunt păcătos și am nevoie de pocăință și Dumnezeu a adus schimbare în viața mea. Pornesc de la gândul ăsta al botezului. Dacă cineva m-ar întreba, și ăsta e gândul pentru cei care încă
nu s-au botezat cu botezul acesta al credinței. De ce să mă botez? Primul răspuns și suficient ar fi asta, pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a botezat. Și apoi am văzut două mari provocări când e vorba de botez. O provocare pe... Ambele sunt pe marginea baptisterului. Înainte de a intra în apă sau după ce ieși în apă, din apă. Unii se blochează înainte de a intra, dar mie îmi place la biserică, cred, vin, mă bucur, de ce să mă mai și botez? Este porunca clară a Scripturii. Apoi, cea de-a doua provocare, m-am botezat și mi-am încheiat conturile cu Dumnezeu, am biletul către cer, sunt în registru de membri. De asta gândul meu pentru anul ăsta, potrivit și cu sărbătoare, este ca Dumnezeu să ne ajute pe toți cei care ne-am botezat să trăim în conformitate cu botezul pe care l-am mărturisit. Deci dacă am înțeles eu bine, la tine cuvântul ar fi deblocați-vă. Cei care sunteți înainte, deblocați-vă și intrați în apă pe urmele Domnului Iisus Hristos. Cei care ați ieșit din apă, deblocați-vă și urmați-L pe Iisus până la capăt. Așa super, e. Mulțumim. Așa. Cristi. Botezul e un nou început, o nouă provocare, ca și noul an. I-aș încuraja pe cei care nu s-au botezat să nu mai ezite, pe cei care s-au botezat să-și aducă aminte promisiunile pe care le-au făcut. Și dacă îmi permiteți un gând pentru cei mai în vârstă, sau nu numai, l-aș ruga pe Dumnezeu să reverse binecuvântarea și pacea peste cei care și-au pierdut pe cineva drag în anul trecut și care încă mai trăiește sub presiunea amintirilor și a trecutului. Dacă poate să rupă pagina aceea sau să o îndoaie sau să dea fila și să înceapă o filă nouă, acum cu începutul de nou an. Să nu ne mai gândim la trecut, să ne gândim la viitor, la înviere? Putem să ne gândim și la trecut, cred că e foarte bine, cum spunea și eu el, să învățăm din trecut, trebuie să învățăm din greșelile trecutului. Dar în trecutul în care rămâne putem, și... Dar suntem astăzi, e un nou an, e o nouă deschidere, o nouă perspectivă, nu știm ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Dar este același. Dumnezeu este același, slăvit să fie El pentru amin, asta. Amin. Bun. Aș încuraja pe toți să aibă răbdare și încredere în Dumnezeu, chiar dacă viața pare a fi cu probleme, unele trec, apar altele, dar important să avem răbdare și credință în Dumnezeu. Când zic răbdare, nu mă refer doar la o chestiune pasivă, adică să stăm și să așteptăm să facă Dumnezeu ceva. Dumnezeu întotdeauna când lucrează, lucrează, zice, în parteneriat cu noi. Se citește de multe ori Psalmul 20 la început de an, să te asculte Domnul în ziua necazului tău, să-și aducă aminte de darurile tale, de mâncare și așa mai departe. Implicarea lui Dumnezeu se vede că apare întotdeauna când ne facem și noi partea noastră. Ca să te asculte, trebuie să te rogi. Ca să-și amintească de ceva, trebuie să faci ceva. Atunci aș... Da, adică trebuie să dau darul de mâncare exact. Să-și amintească. Exact. Atunci e cazul să fim, a zice, creativ. Folosesc un cuvânt care l-ați amintit ceva mai devreme și privesc la generațiile din urma noastră care au fost foarte bune din punctul acesta de vedere. I-au știut chiar în condițiile în care au trăit, când a apărut radioul, când a apărut tiparul, imediat au știut să-l folosească într-un scop bun. Și pentru biserici și pentru dezvoltarea societății. Cred că și noi acum, în condițiile acestea de pandemie, cât va mai fi, avem posibilitatea să creăm noi modalități prin care să dialogăm, prin care să lucrăm, prin care să facem ceva. Atât în biserică cât și în societate. Mulțumim frumos! Vă mulțumesc tare mult că ați fost cu noi. Sper că ați fost o binecuvântare. A fost o binecuvântare pentru mine. Cred că a fost o binecuvântare pentru cei care ne urmăresc și poate vor viziona și în viitor. Speranță pentru 2021, sigur. Dumnezeu rămâne același. Hristos e viu, este pe tronul istoriei, să fie și pe tronul vieții noastre. Dacă aș avea un sfat, ascultați sfaturile lor, foarte importante. Biserica are aceeași menire, avem același cuvânt, Sfânta Scriptură, să-l folosim în puterea Duhului Sfânt pentru binecuvântarea multora, că atunci vine mai multă binecuvântare în viața noastră și ne împlinim menirea.
din punct de vedere practic, dincolo de rugămintea mea de a vă ruga pentru slujitorii care au fost prezenți în seara aceasta în fața voastră, pentru ei, pentru familiile lor, să continue Domnul să-i folosească ca o binecuvântare pentru mulți, aș vrea, fiind început de an, să vă rugați și pentru emisiunile acestea. La modul deschis, cum vorbesc cu voi întotdeauna, eu am crezut că o să fac câteva emisiuni, credeam că se încheie totul anul trecut, nici nu credeam că o să ajung până la finalul anului. Văd că Dumnezeu ne-a ajutat să găsim oameni dispuși să împărtășească din viața lor, din experiența lor cu noi și văd că lucrul acesta este benefic. Apoi chiar vreau să mulțumesc lui Dumnezeu, cum spun de multe ori când îmi aduc aminte, pentru cei care ne filmează, pentru cei care lucrează ca emisiunile să ajungă în casa voastră. Foarte puțin știm noi din câtă muncă este ca cineva apoi să stea relaxat într-un fotoliu, poate chiar să comenteze cât de mult s-a lucrat în spate, în partea nevăzută a lucrurilor, ca să iasă ceva frumos. Și dacă tot colegii mei au menționat că suntem în frumoasa Vale a Jiului, vreau să vă spun că am avut binecuvântarea să filmăm în unul dintre cele mai frumoase studiouri de aici, eu cred că cel mai frumos, HD365. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru existența lor. Rugați-vă Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe cei care lucrează și pe cei care plătesc și toate. Știți că și împărăția lui Dumnezeu. Lucrăm cu puterea Duhului Sfânt, dar e nevoie și de finanțe ca să poți face anumite lucruri. Rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu, fiți o binecuvântare pentru alții și veți trăi și vom trăi un an frumos. Nu știm dacă va fi întreg sau dacă vor fi mulți alții. Important este fiecare zi să o luăm împreună cu Dumnezeu și o să o trăim pentru slava Lui.